a legat anul ăsta, în această zi frumoasă, în apropiere de sărbători, să venim aici și să aducem muzică, bucurie, câteva cadouri și speranțe pentru anul care vine și copiilor care sunt la centrul numărul 11 de aici, din prelungirea Ghencea. În alte evenimente de genul ăsta te-ai mai implicat? Te vei mai implica? Timpul, da, tot timpul. Acum mă duc la un alt concert. Suntem și sunt întotdeauna când e vorba de copii. Pentru mine nu există niciun fel de răspuns negativ. Și mă bucur tare mult că au cântat cu mine în această seară și că s-au simțit bine. Eu în continuare cred că România au un suflet foarte mare și sunt niște oameni extraordinari de sensibili la suferința celor din jur și la nevoile lor, pentru că copiii, bătrânii sunt întotdeauna cei care au nevoie de cea mai multă dragoste, zic eu. Au venit și trezirene. Păi am zis că lumea este cam indiferentă față de ce se află în jurul lor și am zis ce-ar fi dacă eu nu aș mai fi chiar atât de indiferent față de ce se întâmplă în jurul meu. Și m-am gândit ce aș putea să dăruiesc unor copii care nu prea au nimic. Nimic, atunci când spun nimic, mă refer la afecțiuni. Și m-am gândit ce îi afectează foarte mult pe copii și atunci m-am gândit că vocea lor Redeana este perfectă pentru asta. Pentru că nu emoționează doar publicul care se distrează prin cluburi și emoționează cât și copiii. Ia priviți-l cât este de tânăr, de frumos, de generos. Mulțumesc, bună seara, Mihai Dobrescu. Bună seara. Bine ai venit la noi. Bine v-am găsit. Beatrice, Corina, Aileen, cum stați cu manicura? Eu binișor, dar eu am o manicură de acril. Dacă, și eu la fel. Dacă dânsul se ocupă de, de asta... O știu. Cum e Mihai cu chestia asta? Vreau să vă spun că Mihai este, cred că singurul bărbat din România care se ocupă cu așa ceva. Este colaborator de bază, de nădejde al Getei Voina, este un profesionist desăvârșit. Mulțumesc. Și uite, așa în modestia lui, dacă într-o zi un membru extrem de important al colectivului nostru nu s-ar fi dus să-și aranjeze unghiuțele, n-ar fi știut nimeni că tu, Mihai, îți dedici din timpul tău personal unor acțiuni de caritate de o amploare absolut deosebită. De ce faci asta? Din plăcere. Și, nu știu, asta îmi place să fac. Asociația asta am înființat-o în 2001, atunci aveam 19 ani. Și la vârsta aia mi se părea foarte interesant ca lumea să te ia în serios, să, nu știu, să ridici niște probleme serioase în discuții și oamenii chiar să discute foarte serios cu tine. Până atunci eram așa, un simplu copil. Și dacă am văzut că merge și pot să fac ceva, pot să mișc lucrurile, atunci am zis, ia să continui eu cu niște proiecte mai serioase. Ce vă face să mergeți la evenimente de caritate? Că sunt multe, mai ales în perioada asta de sărbători, sunt multe. Convingerea că poți face cuiva o bucurie, un cadou, o plăcere, o clipă de destindere. Aileen. Dorința de a ajuta niște oameni care poate au fost mai, nu știu, niște oameni nefericiți. Și mergi la astfel de evenimente? Încerc, da, pe cât Domnul posibil. Doctor. Da, eu cred că sunt oameni care sunt mai puțin norocoși ca noi și trebuie să ajutați. Și este corect pentru că probabil Dumnezeu, viața, sufletul nostru va primi o recompensă mult mai valoroasă. De fapt, nu trebuie evaluat în valoare, dar o recompensă vis-a-vis de acest gest care îl facem noi. Beatrice? Îți dai seama când ajungi în aceste situații cât de puțin trebuie să dăruiești ca să poți să faci un sufletel și cât de mult înseamnă. Fericit și cât de mult înseamnă. Soțul meu, mai ales în perioada asta, pentru că trebuia să fie și el alături de noi, în decembrie se duce și organizează și ajută foarte mulți copii, face spectacole pentru copii, are câte 3-4 copii pe, câte 3-4 spectacole pe zi și știu ce înseamnă pentru că am fost alături de el și în spitale și la orfelinat, l-am însoțit de câte ori am putut și
E minunat să poți să faci ceva pentru... Corina, dacă îmi dai voie, scuză-mă un moment, vreau să precizez că să faci astfel de evenimente nu este foarte ușor și evenimentul care l-am făcut la centrul de plasament numărul 11, de fapt trebuia să aibă loc la centrul de plasament Neghiniță din sectorul 2. Când eu m-am dus cu propunerea să facem acest eveniment, cei de la centrul de plasament de acolo ne-au ținut cam o lună de zile fără absolut niciun răspuns. Când i-am întrebat dacă sunt de acord sau nu, să-mi dau un răspuns oficial, toți au aruncat responsabilitatea de la unul la altul. Ne-am simțit păcate... nevoiți în ultima clipă să schimbăm centrul de plasament. Deci... Hai să schimbăm un pic registrul, ai perfectă dreptate, Mihai, și să ne amintim de lucrurile frumoase cu Doremi!